exclus din contul de Google Analytics toți vizitatorii din orașul Cluj. Ele pot fi recuperate doar în următoarele 60 de zile. Adevărat sau fals? Fals. Pe Facebook? Am auzit ceva mix, așa. Suntem live pe Facebook? Nu știu. Habar nu am. Așa scrie și așa la mine. Scrie, live on Facebook. Eu sunt host, deci e probabil ca colegii de la Dallas Go să ne fi pus live pe Facebook. Nu e nimic, nu ne e rușine cu noi. Așa. A, nu-i bai, doar întreba. Da. Ok, revenim la view-ul filtrat. Dacă datele sunt excluse dintr-un view filtrat, pot fi recuperate doar în următoarele 60 de zile. Adevărat? E fals. 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 Mult, Andreea. Deci nu uitați că datele din Google Analytics nu pot fi recuperate odată ce au fost înregistrate într-un anumit fel. Deși ni se pare că e așa ceva real-time acolo, practic sunt niște rapoarte care se înregistrează. Că tot vorbim de view-uri filtrate. Care este un view filtrat pe care ar trebui să iau în considerare să-l fac mai mereu? Adică când m-aș folosi de aceste view-uri filtrate, moduri de vizualizare filtrată a datelor? Să excludem IP-ul firmei ca să evităm contorizarea traficului intern. Mm-hmm. Teodora, n-ai glumit când ai spus că ești în formă, așa este. Deci întotdeauna ne folosim măcar de filtru de IP-uri interne. Excludem IP-ul oamenilor din companie, IP-ul agenției, IP-ul colaboratorilor. În perioada asta COVID, în care toată lumea a lucrat de acasă, ar trebui să excludem foarte multe IP-uri, deci ar fi interesant. Dar e bine să o fac, pentru că utilizatorii interni sunt întotdeauna cei care plasează comenzi de test, mai fac teste de user experience, fac poate mai multe alte operațiuni, mai multe sesiuni și așa mai departe și asta îmi strică destul de mult datele, statisticile. Bun, dacă un utilizator vizitează o pagină a unui website care are un video embedded în pagină și se uită la el, pleacă fără să dea click pe nimic. Google Analytics va considera că acesta este un bounce, da sau nu? Adevărat. Adevărat. Deci, practic, bounce rate, by default, dacă nu fac eu setări pentru un adjusted bounce rate, atunci Google Analytics consideră că este bounce dacă eu nu fac niciun fel de interacțiune. Dacă ai definit un goal în Google Analytics ca fiind faptul că un utilizator dă play unui video și utilizatorul ăsta nenorocit dă play acelui video de 3 ori în aceeași sesiune, să uită la el de 3 ori, e ceva funny. Câte goal-uri înregistrează Google Analytics? 1. 1, Andreea, ai perfectă dreptate. Deci nu uitați că goal-ul este practic ca o variabilă booleană. Practic e un obiectiv și Google Analytics îl măsoară o singură dată pe sesiune. Deci chiar dacă eu îl îndeplinesc de mai multe ori, el numără doar 1. S-a îndeplinit, a playat video. Adevărat. Dacă definești un goal pe bază de destinație în Google Analytics pentru abonare la newsletter și un utilizator se abonează de 3 ori la newsletter în 3 sesiuni diferite, i-a plăcut foarte mult site-ul meu, câte goal conversions măsoară Google Analytics? 3, câte 3 sesiuni diferite. Mulțumesc, Marina, exact. Asta doar am repetat ca să fim siguri că am înțeles toți. Deci îl numără o dată pe sesiune. Printre alte chestii haioase despre sesiuni, nu uitați că dacă un utilizator stă 30 de minute pe site-ul vostru, după 30 de minute se consideră că este o altă sesiune, dacă el nu face nicio altă interacțiune. De asemenea, la ora 12 noaptea se resetează by default sesiunile. Dar despre toate lucrurile astea, bună! Cel mai haios e că am scăpat de sesiunile astea în facultate. Gata, nu ne mai... Da, da, avem acum sesiuni în Google Analytics. O să-l las pe colegul meu, Eugen Podloc, să vă povestească peste câteva săptămâni despre topicul lui preferat, sesiunile și bounce rate-ul în Analytics. Bun, care dintre UTM-urile de mai jos, legate de sursa de trafic din care îmi vine un vizitator, sunt colectate automat de Google Analytics, by default? Deo și Medium. Deo, surse în Medium. Medium. Și ține minte că source este by default domeniul care ne-a adus vizitatorul, iar medium
este în funcție de dacă respectivul canal are definite mai multe tipuri de media, de pildă organic, plătit. Pentru celelalte UTM-uri, în total 5, trebuie eu să le scriu de mână pe respectivul URL. Și am tot vorbit despre chestia asta, nu mai insist. Care este durata maximă de zile cât poate sta un user într-o listă de remarketing? De 540 de zile. Important în zona asta de remarketing, dacă observați că nu aveți rezultate din campaniile voastre de remarketing, adică nu aveți conversii, nu știu, nu aveți nici click-uri și așa mai departe, vorbisem noi despre faptul că ar trebui să îmbinăm zona de segmente cu zona de remarketing și de pildă vorbeam despre faptul că ar fi interesant să alcătuim un segment al vizitatorilor care au văzut mai mult de 5 pagini, mai mult de media site-ului meu, mai mult de 5 pagini pe sesiune, dar n-au finalizat nicio tranzacție, spre exemplu, și să facem remarketing doar pe respectivul segment. Iar apropo de durată, poate că în funcție de business-ul meu n-are sens să îl țin pe utilizator într-o listă de remarketing 540 de zile. Pentru că săracul poate mai are și altceva pe acasă. Nu e vina lui că a intrat pe Bluzat și s-a uitat la o super rochie astăzi. Nu trebuie să-l remarketez 2 ani de zile de acum încolo. Sau mă rog, 540 de zile. Ar trebui să mă gândesc în funcție de ce. Care e durata? E vreun apropo ceva? Nu era niciun apropo. Okay. Dacă ești cu noi. Sunt. Bun. În cât timp cumpără ei? Sau cât timp iau decizia de achiziție? La ce interval de timp mai cumpără produsul respectiv? Exact. Adică aș putea să mă uit la time lag și o să ne mai uităm și noi odată în seara asta. O să mă uit la time lag să văd în general în câte zile după prima lor sesiune cumpără vizitatorii de pe site-ul meu. În general, dacă sunt într-o zonă de tipul home and deco, amenajări interioare, o să văd că după 30 de zile sunt încă foarte mulți vizitatori care cumpără. O să mai văd poate și că valoarea cumpărăturilor este mai mare după un număr mai mare de zile. Dar poate nu trebuie să mă duc până la 540. Dacă în schimb eu vând fashion și văd că majoritatea cumpărăturilor se fac în primele zile, spre exemplu în primele 5-6 zile după prima vizită a unui client, atunci are sens să-l țin în lista de remarketing doar numărul respectiv de zile. Dacă vedeți că nu vă funcționează campaniile de remarketing, cum și noi sesizăm în foarte multe conturi că se întâmplă, e probabil pentru că nu le-ați segmentat suficient. Și asta poate să fie o chestie pe care să o faceți, evident la campaniile manuale. Bun, ca să ruleze o listă de remarketing, de câte cookie-uri are nevoie? 1000. Mulțumesc mult, Violeta. Exact, 1000 de același număr magic pe care îl găsim și în zona de Facebook Ads. Țineți minte că la fel, universul, audiența targetată trebuia să fie de minim 1000 din motive de privacy. Așa este. Care dintre cele de mai jos sunt audiențe pe care le-aș putea folosi în remarketing? Utilizatorii care au vizitat o anumită pagină, utilizatorii care s-au uitat la un video pe site-ul meu, utilizatorii care au cumpărat un anumit produs, utilizatorii care mi-au vizitat magazinul offline. A, B, C. Primele trei. A, B, C. A și B. Mi-a zis A și B. De ce nu-i putem remarcheta pe cei care au cumpărat un anumit produs? A, ba da, putem. Dacă sunt 1000 de oameni care au cumpărat produsul, mai ales, că practic în funcție de asta e. Că eram curioasă la ce te-ai gândit. Dar da, altfel pot remarcheta toate aceste audiențe, mai puțin vizitatorii. Pe ce nu-l putem remarcheta dacă vinzi un singur produs, nu? N-am înțeles ce ai spus, scuze. Dacă vinzi un singur produs, atunci nu mai remarchetăm la ce, dacă nu mai vinzi și altceva. Corect, mai ales dacă nu e un produs care se pretează la cumpărături recurente. Corect, așa este. Dar, din punct de vedere tehnic, îi pot remarcheta în Google Analytics. Bun, care dintre cele de mai jos nu sunt posibile atunci când faci linking-ul conturilor de Google Analytics și Google Ads? Deci, dacă legi conturile, poți vedea datele de engagement și costurile Google Ads în Google Analytics, poți importa date despre conversii și tranzacții în Google Ads,
Poți crea liste de remarketing în Google Analytics și folosi listele respective în Google Ads. Poți ajusta bidul din Google Ads direct din interfața Google Analytics. De. De. Deci D este singurul pe care nu îl poți face. Bun, și vă povesteam eu aici că dacă vreți să vedeți și datele din Facebook Ads, există un tool numit Ovox, tot am uitat să-l pun în suportul de curs, dar o să-l pun, sau puteți pur și simplu manual prin Google API să trageți toate datele de costuri pe campanii defalcate din Facebook Ads, le puteți trage în zona de Google Analytics. Bun. O să mai vorbim astăzi, v-am zis, de la Google Analytics doar de 5-6 lucruri la care ar fi bine să ne uităm și care ne ușurează viața. Una dintre ele se numește Calculated Metrics și este un feature, să-i spunem, din Google Analytics care ne ajută să definim alte metrici care ne sunt nouă utile în Google Analytics. Se vede ecranul meu în continuare? Da, da. Bun, dacă, spre exemplu, pe mine, nu știu, eu vreau să măsor eficiența canalelor mele de marketing. Mă deranjează de obicei foarte tare, nu știu dacă v-ați ciocnit cu situația asta, uite, spre exemplu, pentru Google Ads, sunt în cazul fericit în care pot vedea în Google Analytics datele legate de costul campaniei, CPC și așa mai departe și pot urmări utilizatorul și la mine pe site. Însă, mă deranjează foarte tare că pentru mine indicatorul cel mai relevant nu este să știu câte tranzacții mi-aduce un anumit canal de marketing sau ce revenue mi-aduce, ci e un alt indicator de eficiență. Care ar putea fi acela? Pentru mine sunt doi. Care ar fi doi KPI care ar măsura eficiența canalelor de marketing? CTR-ul. CTR-ul măsoară, da, eficient, cumva campanie, dar eficiența, ia să ne gândim. Adică câți bani bag în campanie și câți bani scot. Cost per click, eventual. Nu știu, asta mă mai uit eu. Dar tine uiți... Păi ROI, ROI și ROAS. Așa, omul de business a apărut, exact, și sunt convinsă că și Marina măsoară tot ROI, ROAS, pentru că o cunosc foarte bine. Da, de obicei măsurăm eficiența campaniilor noastre de marketing prin indicatori de tipul costul pe tranzacție și ROAS. Și ce fac de obicei? Mă apuc și îmi fac un export într-un Excel să văd chestiile respective. E bine, pot să văd ROAS-ul direct în Analytics. Mă duc în zona de admin, o să trecem pe site-ul GP ca să vă arăt asta, unde am drept de admin. Mă duc în zona de admin, la Calculated Metrics și mă apuc și îmi definesc o metrică, adică un KPI, un indicator de performanță pe care vreau eu să-l văd în Analytics. Să zicem că vreau să definesc ROAS. Mă întreabă ce valoare are din punct de vedere ce fel de număr este. Float înseamnă că e număr, cum se numește ăsta, nu întreg, real. Deci îl iau cu tot cu zecimale. E ok, putem să-l lăsăm așa sau pot să iau partea lui întreagă. Și mă întreabă care este formula. Formula ROAS era revenue supra cost. Mă apuc să scriu exact chestia asta și din fericire are autocomplete. Mă apuc și scriu revenue supra, lăsăm în spațiu frumos, cost. Și în momentul ăsta am definit super valabila ROAS. Dacă de acum încolo o să mă duc în raportul de eficiența a canalelor de marketing, aș putea să văd aici ROAS-ul. Cum fac chestia asta? Și cum fac să văd în acest raport doar variabilele care mă interesează pe mine? Pentru asta există un buton absolut magic, în opinia mea. Eu când am aflat că există, eram, oh my god, nu pot să cred că mă chinuiam cu tot soiul de nebunii până acum. Există butonul edit, în care eu pot edita dimensiunile, deci practic rândurile, și coloanele, adică metricile, din Google Analytics, din orice fel, din aproape orice raport pe care îl vizualizez.
În momentul respectiv în care am apăsat pe edit, aici în sus îmi apar exact titulaturile coloanelor pe care le văd în Google Analytics. Adică exact ce vedeam noi mai devreme, din fiecare sursă de trafic. Numărul de vizitatori, numărul de sesiuni, bounce rate, pages per session, nu știu ce. Să zicem că pe mine nu mă mai interesează să văd ce e pe aici. Durata media sesiunii, îi dau un X, dar în schimb mă interesează să văd ROAS. Ad metric, are un autocomplete, îl caut pe SuperOAS și să zicem că mă interesează ce v-ar trebui să vă intereseze pe aceia care lucrați pentru e-commerce, sigur vă interesează average order value, care este deja definit dacă aveți modulul de e-commerce instalat. Nu o să ne fie greu acum să le vedem pe astea în contul GPEC, care nu e de e-commerce, dar oricum de dragul exemplului. Bun, să zicem că m-ar ajuta să văd ROAS-ul ca fiind primul canal. Mă apuc și mut coloana respectivă. Atenție că nu puteți vedea decât maxim 10 metrici, adică nu putem să-l vedem mai mult, să vedem mai mult de atât într-un singur raport. Îi dăm save și în momentul acesta absolut magic putem să vedem ROAS-ul fiecărui canal direct în Google Analytics, by magic, nu a durat decât 3 secunde să instalăm chestia asta, mă rog, 3 minute să zicem. Bun, și la fel, pot să văd average order value pe fiecare canal, văd metricile care mă interesează pe mine. Același lucru îl pot face, spre exemplu, în rapoartele de audiență. Țineți minte că povesteam noi, de pildă, despre faptul că pot vedea segmentele demografice și pot vedea cum au performat ele la mine pe site. Și puteam aici, spre exemplu, să-mi aduc un secondary dimension, să le văd așa tridimensional, împărțite pe segmente de femei, bărbați, combinat cu grupă de vârstă. Ce m-ar interesa cu adevărat pe mine în Google Analytics, dacă aș face o profilare a clienților, ar fi să văd niște date de genul. Care este average order value pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani? Care este average order value pentru bărbații cu vârsta de? Că asta ar putea să-mi dea niște metrici interesante. Să-mi dau seama dacă mai degrabă bărbații cumpără de la mine pe bărbații dintr-o anumită grupă de vârstă. Poate că sunt mai puțini, dar poate cumpără de valoare mai mare și atunci mă interesează mai degrabă să-i targetez pe ei în anumite campanii. O să arăți odată, te rog frumos, cum ai băgat ROAS-ul, că nu am pierdut prima parte, n-am înțeles-o. Deci am văzut că ai pus cost per value sau cum era, că ai pus revenue pe cost, dar n-am prins unde ai băgat. Deci la admin sau unde? Coloane sau, da, în admin, aveți oricum și în PowerPoint, în admin la calculated metrics. Deci admin calculated metrics. Da. Okay. Și aici poți să-i dai practic orice te interesează pe tine. De pildă, ce am mai putea să calculăm? Cost per transaction, hai să-i zicem CPA. Și am putea să calculăm că este revenue supra numărul de tranzacții. I-am dat create. Astea cred că sunt principalele pe care le folosim în zona de e-commerce sau în general pe astea le-am folosit în Google Analytics.